iată-te unde v-am adus ce am găsit onorabita, minunăția asta. În 1986, aici era o țeavă anonimă care ieșea din pământ și din ea curgea apă caldă. Venea lumea, se bălăcea, se băga cu picioarele în baltă, una alta. Nimeni nu investea ceva aici. Fugi, bă, era ideea. Că asta se ia, că asta nu durează mult, o întâmplare. Nu vă cheltuiți banii aiurea. Până acum câțiva ani, când niște inimoși cu drag de Oravița au făcut investiția asta și iaca. Și uica Mihai se bucură de ștandul cu apă termală. Dacă romanii au făcut asta în anul 100 după nașterea lui Hristos, noi o facem în 2000. Deci diferența între Republica Romană și România e de 1900 de ani. E o minune cu apa asta termală. Da, adevărul că nu e o minune. Astăzi am aflat că există o hartă veche de în care sunt configurate și notate absolut toate izvoarele termale, începând de la băile Herculane până în clisura Dunării. Dar harta asta a fost ținută secret. Probabil nu vrea cineva să înflorească banatul ăsta și să fie perlă de adevăratele. Da, acum e altceva, uite, ne bucurăm și eu pentru oasele astea bătrâne pline de reumatism și copiii ca să crească voinici și grozavi, prinde-o! Și pentru doamnele ca tine ca să-și păstreze silueta, așa că e o fericire adevărată. Un singur semnal de alarmă trebuie musai să tragi. Prea mult scăldat în apă termală îți face o foame și niciodată stomacul flămând nu ține mintea sănătoasă. Norocul meu că sunt precin cu bucătarul de aici și mă duc să-mi revin la forma inițială pe care știe toată lumea. Uica Mihai!